Cel mai titrat producător român de film este o femeie, câștigătoare a premiului Ursul de Aur. Prima nominalizată în calitate de producător al filmului străin la Oscar-uri este alături de mine Ada Solomon. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Mulțumesc foarte, foarte frumos pentru invitație. Scrieți istoria filmului în România, așa mi se pare. Nu știu, încerc să pun o cărămidă acolo. Nu știu dacă chiar scriu istoria să... Dar ați început ca și constructor. De fapt, ca da. inginer de instalații în construcții. Uh, cum s-a făcut tranziția asta de la ceva foarte tehnic la o lume artistică și creativă? Ați intrat în publicitate și apoi în lumea filmului. Uh, Acum, așa pare că e foarte creativ și... Uh ușor boem domeniul ăsta al cinematografiei, dar el continuă să fie și foarte tehnic și cu foarte multe responsabilități și ele nu sunt numai financiare, ele sunt și de felul în care organizezi. Am învățat foarte mult la școala mea inițială despre ce înseamnă organizare și cum se structurează o echipă și cum se Adică mi-a folosit foarte mult școala și le sunt foarte, foarte recunoscătoare profesorilor mei de la Facultatea de Construc de Instalații pentru Construcții um, și și colegilor mei cu care am și rămas în relații. Păi a fost așa că am avut... Uh, sunt un om norocos. Uh, am avut șansa ca Revoluția să vină în timp ce eu eram studentă în uh, la jumătatea anului 3 de facultate și uh, când a venit Revoluția am zis, uh, bun, e momentul să-mi găsesc un job și să acum pot să câștig și eu banii mei. Uh, nu că mi-ar fi lipsit, adică părinții mei aveau o situație ok pentru vremurile la Suntem din București, uh, n-a trebuit să plec de acasă, stăteam cu ai mei, nu-mi lipsea nimica în afară de libertate și de uh, o libertate de mișcare, o libertate de expresie și așa mai departe, le restul lucrurilor să zicem că le duceam cum le duceam toți, uh, dar voiam gradul ăsta de independență și să, să fiu și eu ca studenții americani care ziua merg la școală, seara lucrează, în fine, n-am prea mai mers la școală chiar așa cum mergeam înainte. Mă rog, ca structură, a fost un copil foarte cu minte și care a respectat uh, normele premiantă, în fine, toate cele. Și continuați să fiți și acum. Mă străduiesc să fac cât de bine pot ceea ce fac. Uh, și, cum zic, sunt un om norocos și îmi și iese. Cum ați găsit primul job în publicitate? Păi, uh, era un. Uh, am, am luat primul anunț la radio, că, na, publicitățile pe vremea aia. Uh, Peste pânziac, a... la mica publicitate? Da, poate. da și eu l-am luat de la radio. Uh, asta mi-aduc aminte foarte bine. Am sunat la un număr de telefon, se făceau. Uh, Recrutări, cum să spunem, se căutau agenți de vânzări pentru Târgul Internațional București. De la Casa Presei Libere, acolo existau aceste faimoase târguri de, de toate, târguri comerciale, tip și tipco, uh, și era o mică întreprindere, un antreprenor foarte, foarte timpuriu, era anul 1990 care căuta oameni care să vândă micile oferte de publicitate pe care le avea. Anunțuri la radioul intern al târgului, panouri publicitare în târg, lucruri de tipul ăsta. Lucrurile erau foarte la început și foarte dezorganizate și foarte, da, bun, m-am prezentat, am luat interviul și am început o nouă, expe, complet nouă experiență, dar care și ea mi-a mi folosit în viața de producător mai târziu, pentru că interferențele nu erau numai cu participanții români de la târg, ci și cu companiile străine. Și a fost cumva prima mea experiență de a încerca să vând ceva către, uh, niște, clienți către niște clienți străini și către niște clienți care știau mult mai multe decât mine care înțelegeau foarte bine ce e la marketing, ce-ți trebuie cum îți trebuie, cum împachetezi un produs cum îl promovezi și așa mai departe și asta a fost o primă școală am stat acolo un an adică mă rog era, inițial a fost uh, pe Durata primelor două târguri, după care ă, patronul acestei mici companii a decis că ar avea nevoie de cineva în permanent și am început să am o slujbă ă, cu normă întreagă, să zicem. Ei, ă, după care, și să mai vindem și altceva, mă rog, niște spații în pagine aurii, erau niște anuare în care se prezentau companiile și își puteau pune și o mică publicitate. Era iarăși o întreprindere internațională. De, publicitate la vremea respectivă? La vremea respectivă pentru, pentru o entitate comercială, pentru o întreprindere. Nu era încă internet în anii nu, 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 nu. De Facebook și alte lucruri nici nu vorbim. Da, era, era cu totul alt sistem. După care am plecat de acolo, m-am dus la o foarte mică struțocămilă Ceva între agenție imobiliară și agenție de publicitate Foarte, foarte artizanal așa ca și construcție Și acolo la un moment dat șeful meu a venit și mi-a zis uite a da ce se întâmplă. Uh, am găsit uh, o ofertă de minute de televiziune un, de cumpărat de la te o companie. Eu, sau era prin nu, nu Era, era prin intermediul unui trust de presă. Uh, dar uh, am să te rog să te duci și să negociezi tu, și uh, să vedem ce, ce reușești și uh, să mergi să te întâlnești cu. Uh, persoana responsabilă. Persoana responsabilă era Cornel Nistorescu, uh, trustul era trustul expres. Pentru mine, la momentul ăla, Cornel Nistorescu era așa ceva de neatins, era un semizeu, vorbim de um, sfârșit de 91-92, cam așa, început de 92. Uh, era o provocare, da, era și extrem de, cum să zic, stresant, aveam 23 de ani, mă întâlneam cu Cornel Nistorescu, nu? Era, era ceva... A fost o întâlnire foarte bună, la finalul căreia... Decizia domnului Nistorescu a fost uh, ok, eu îți dau minutele astea la uh, prețul la care îl vrei tu și în condițiile în care, de care zici, dar uh, cu condiția ca să te duci cu oferta acasă, îți dai demisia și vii și lucrezi la Expressiv, la agenția mea de publicitate. Evident că uh, a fost. Uh, Așa, încă una din minunile, din uh, lucrurile de deasupra mea care, care m-au ajutat în viață, mi-am mi -am dat demisia, nici nu eram foarte încântată de cum se petreceau lucrurile acolo. Aveam niște colegi foarte simpatici de care mi-a părut rău să mă despart, dar asta a fost. Uh, și am început să lucrez la expresiv, Eram uh, patru oameni cu contabilă cu tot în agenția asta de, de publicitate. Am preluat cumva managementul companiei. Într-un an am ajuns de la acești patru oameni. Uh, la 30, cu o structură adevărată de agenție de, de publicitate, departamente. cu departamente: cu un departament de creație, cu un departament de media, cu un departament de vânzări, cu toate acareturile. După care, lucrurile au luat-o un pic mai, mai repede înaintea mea, cumva și mi-am dat și seama că nu sunt foarte confort, nu mă simt foarte confortabil în, în melanjul ăsta de uh, presiune a timpului pe care o presupune publicitatea de uh, uh, lucruri impuse de către clienți. Uh, de uh, multe, multe vine, modificări, poate la. De, de în care trebuia să-ți petreci uh, uh, seara, vorbind mai degrabă despre anvelope uh, și detergenți, decât uh, despre altceva. Uh, și mi-am zis că, bun, am adus agenția unde este. Uh, eram între cei mai tineri, o, o conduceam, dar da, în același timp eram între cei mai tineri. Uh, au mai apărut și niște personaje care erau puțin um, bizare în peisaj și uh, uh, mi-am zis că mai bine mai bine încerc o dată și, uh, și merg mai, uh, mai departe. Și în general, nu că acum aș fi vreo campioană n am gestionat timpul liber, că nu sunt, dar ideea asta de a avea și un pic de timp al meu pe lângă, pe lângă servici și în fine, tot ce înseamnă publicitatea minciuna care vine cu ea, toată falsitatea asta nu, era ceva ce mă zgândărea acolo. Și, în fine, am anunțat că plec și o-i vedea eu și atunci când am anunțat că plec, am, fără niciun fel de discuții sau de supărări sau așa, a fost o, o despărțire amiabilă, am primit două oferte. Una era uh, legată de o agenție de publicitate multinațională care urma să-și deschidă uh, filiala din România și cealaltă era de la furnizorii noștri de uh, producții audio-vizuale, compania Domino Film, cu care noi lucram în agenție. Ei realizau mare parte, executau uh, partea de audio și video pentru publicită pentru campaniile pe care le aveam în, la Expressiv. Și ei începuseră să crească și ei uh, și aveau nevoie de un soi de om bun la toate, asistent, uh, ceva care să facă de toate. Dar uh, mi s-a părut că e mult mai aproape de mine, știam că ei fac publicitate și trăiesc din asta, dar uh, uh, lucrează și film, uh, cei doi uh, patroni ai, ai companiei uh, erau operatori de imagine amândoi uh, Cristian Comeagă și Mihai Cociașu.... Uh, și mi s-a părut că e ceva mult mai aproape de visul meu vechi uh, uh, și anume acela de a fi actriță. Asta mi-am dorit eu ați, când ați eram fi, copil. Ați fi apărut uh, așa pe aici pe a, am Nu v-ați abține? Uh, da, da, am, am încercat și asta. Uh, da, și uh, am, am mers la Domino și am rămas... Uh, Acolo 11 ani care au fost într-adevăr școala mea de producție de film în, în partea de execuție plus un loc de întâlnire extraordinare de la Nae Caramfil, la Mircea Veroiu, de la Ovidiu Bose Paștina, la... Constantin Chelba sau întâlnirea extraordinară și de lungă durată cu cu Adrian Enescu care ne ajuta pe partea de audio și pe partea de muzică e datorez foarte, foarte mult aceste experiențe. Apoi v-ați fondat propriile dumneavoastră companii. Apoi, apoi mi-am fondat propria companie, dar cumva am pinsă de la spate mai mult decât că mi-am zis că e timpul să, să merg mai departe, că asta eu zic tot timpul că, de fapt, nu eu mi-am ales meseria, cumva meseria m-a ales pe mine. Uh, n-am avut visul ăsta să devin un producător de film, să fac filme să fi visat la asta când e, să am un film care m-a marcat atât de tare încât să-mi doresc să fac eu asta, dar sigur că e o lume care e fascinantă și uh, la Domino, plus întâlnirea cu soțul meu, m-au dus foarte tare și în, în zona asta de documentar. Am lucrat și la Domino câteva documentare, străine mai ales, și a, a însemnat foarte mult pentru mine și mi-am mi zis că, de fapt, asta are mult mai multă legătură cu mine, să încerc să. Trimit către. Că, să, să, să ofer publicului niște experiențe emoționale, dar în același timp care să deschidă ochii sau să ridice niște semne de întrebare. Nu ați făcut filme de consum. E acum foarte la. Nu am modă. făcut filme de consum, și pentru că n-am știut să fac filme de consum. Acum, sigur că am lucrat la. la filmele lui Nae film care sunt filme de public, nu sunt filme de cons, nu le-aș numi filme de cons, sunt filmele Nae au un loc uh, aparte în peisajul românesc și în sufletul meu cu siguranță, uh, dar sunt filme care sunt gândite pentru public. Și? Au avut succes, da. Au avut super, super succes, da. Deci, asta ziceam că, bun, când am, când am decis să plec de la Domino, a fost și pentru că cumva înțelesesem că mi-am cam atins uh, limita de creștere acolo. Uh, am încercat uh, mai timid, mai fățiș să propun proiectele mele. N-am reușit să-i conving, la un moment dat mi-au mi spus foarte onest că ei nu vor marșa niciodată la, la ceva ce nu e generat de ei, care nu vine din dinăuntru lor. Uh, și la un moment dat, într-o într zi de toamnă, în 2003, am primit un mesaj, aveam deja telefon mobil am primit un mesaj de la un operator uh, israelian cu care lucrasem o singură publicitate care mă poftea la cină. Mi-a zis bărbatul meu, zic, știu, mă cheamă ăsta în oraș și eu știu, o fi pentru mine? I-am răspuns omului, ești sigur că e pentru mine mesajul ăsta? Nu ați găsit Da, da. Zamp. Nu, nu, e pentru tine, crezi că poți, uh... Ok, pot. Mă brecce, dacă de, vezi că până la 10 luni vin, dai tu un telefon ca să îmi fac un exit bine. civilizat, orice-ar fi, dacă omul se întinde, dacă... Cine știe ce vrea, n-am avut problema asta niciodată din fericire, am fost de încălcat. Un... De, de îngurcat, da, și nici, a și nici de, de a fi provocată sau de, de a fi avut experiențe neplăcute cu mulți bărbați cu care am lucrat. Uh, era o lume a bărbaților oh. Oh. și... Încă este chiar dacă dumneavoastră uh, că și din Academie Europene de Victim. Da, e, e interesant a pentru că odată cu părerea mea și a Pentru că așa, colegii, așa, colegii, mai proastă și mai în, păcat. Arde păcuc, în ace -n ace -n aceste funcție suntem două vicepreședinte. A fost pentru prima dată și în istoria Academiei Europene de Film care femei au preluat această poziție atât de înaltă. Dar să ne încarcem la cine? Să ne la, la cină La cine s-a întâmplat așa? Că domnul ăsta mi-a zis, nu știu ce. Chemo, chemo, Părinții mei m-au învățat că în viață trebuie să, uh, să dești lucruri. Eu ceva plante am sădit, dar, în general, îmi place să sădesc și oameni și mi se pare că tu meriți uh, o investiție. Acesta e trailerul pe excelentului pe film, me... A parteală cu bucluc sau da. porno balam. Sfântațatorul, Megena, cum vreți să-i spun. Lucian Raicu uh, spunea că o operă de artă nu, e cu atât cu mai bună nu, cu cât aia cu aia suportă mai multă critică. Nu suporta se filmul Torentele Ostile ale unor oameni de bine, intelectuali umaniști, oameni frumoși, critici filistini, șmecheri de canapea, influențări, șmecheri de tastatură, tradiționaliști și alte categorii aristotelice. Mulți s-au exprimat deja. Eu. Un jec. O capotoperă tragică. Nu am înțeles nimic. Ui, la început spițe, de mai, filmuri să pe ecrane în faință completă și îl veți putea aprecia sau detesta. nu vom cu Bucuc, Un film superb. Banii lui. nu-i dau nici la spital, Și dacă se duc, se duc. Eu sunt în continuare sănătos. Nu i-am pierdut nici la ruletă, nu mă aleargă creditorii după ei. E alegerea mea. Și eu, sigur, eram, mă cum zic, Umbidiu, și într-un moment de război, care simțeam că acolo nu mai am unde 20, să o cresc. Începusem să călătoresc și să merg în piață de proiecte și în evenimente internaționale și să văd că există acest interes pentru Europa de Est, există acest vibe, că sunt proiecte, proiectele pe care le propusesem. Sunt filme care au ajuns, filme neproduse de mine, dar care au avut o carieră importantă, nu contează, uh, și, și, începusem să, să, am microbul ăsta, să-mi doresc să fac lucru meu, lucrul, să, să, generez conținut. Uh, și am zis, ok, bine. Uh, am plecat nu foarte Lina a fost o mare surpriză pentru șefii mei că vreau să plec. Uh, e drept că nici nu mi-au oferit la momentul ăla bucată din companie sau ceva, totuși lucrează mulți pe ani pot la pot uh, uh, și adusesem ceva bani în, off, companie. Yeah. Yeah. Uh, nu vreau să minimizez contribuția mea acolo, nici să o fac mai mare decât e, dar în orice caz uh, uh, a fost sau mă destul de... Simt eu nevoie sau deloc. Mm. Neașteptată reacția lor, neașteptat pentru ei, neașteptată pentru ei, de să ne Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? A venit repede? sau în faci de că un. A venit relativ repede, repet lucrul ăsta. Sunt un om norocos. Și cel mai norocos sunt. Am ținut cont de lucrurile pe care le-am învățat de acasă, de la bășii mei, de respect față de ceilalți, de onestitate. Voi Soi de smerenie la care... sunt eu. De la care nu mă bat. Și atunci când am plecat și mi-am deschis compania, m-am așteptat să fie mult mai greu și că nu voi obține parteneriatele și ofertele de preț, așa cum le aveam, nu, într-o companie stabilă, cu aproape 15 ani de lucru, cu proiecte mari, începusem, evident, cu lucruri mult mai mari. Surpriza cea mare a fost că toți colaboratorii au venit, în primul rând, cu prețuri preferențiale sau chiar pe gratis la unul de proiecte. Ca să mă Cel mai tare m-a impresionat un furnizor de, echipamente austriac care avea o companie în România și care mi-a zis, zice, uite, ți închipui că eu dădeam prețurile alea și așa pentru companie. Eu nu le dădeam pentru companie, eu le dădeam pentru oameni, pentru tine, că știam și că mă plătești la timp și că mă mai chemi o dată. Iar acum că tu ți-ai uh, uh, deschis uh, locul tău, pentru mine e un plus. Eu îți voi da la 50% tot catalogul de la început pentru un an de zile, pentru că pentru mine e important să crească cât mai multe companii, că atunci eu închiriez la mai mulți, e mai mult de treabă și așa. Și lucrurile astea m-au impresionat foarte tare și uh, am, am rămas cu chestia asta. Unul, uh, ce a făcut Avi pentru mine, uh, și-a recuperat investiția în jumătate de an. Noi o, e o eșalonasem să-i dau bani înapoi în 2 ani, și-a luat bani înapoi în jumătate de an. Uh, primul an al companiei a fost și cel mai profitabil pentru că n-am făcut filme în primul an am făcut servicii și publicitate și am câștigat foarte bine, mă rog, erau și alte vremuri, după aia lucrurile au luat-o în altă direcție eu am renunțat de tot la publicitate am început să fac numai film uh, dar lucrurile da, Cred că s-au mișcat destul de repede, dar tot timpul am muncit foarte mult. Explicați un pic rolul producătorului, pentru că este mai low profile. Atunci când e un mare succes, iese în lumina reflectorilor actorul sau actrița principală, regizorul, producătorul. E cunoscut, dar mai low profile. Totuși, intuitiv, fără să fiu un insider al industriei, intuiesc că este un om cheie, dacă nu poate cel mai important acolo în economia lucrurilor. Da, e, 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 e agregatorul, e cel care pune toate lucrurile la un loc, uh, e cel care adună resursele și le îmbină. Și aici nu vorbesc numai de resursele uh, materiale, resursele creative, resursele uh, de execuție, resursele logistice, cum se pune tot, tot în operă, cum, cum, cum se îmbină piesele din puzzle. Uh, și sigur că uh, pe care, tipul de cinema pe care îl fac eu este un cinema de autor, e, e un cinema care e generat de o persoană care nu e producătorul de cele mai multe ori, este ideea uh, cineastului, care e autorul, care e de cele mai multe ori și, cel puțin co-scenarist și regizor. Uh, și atunci cumva tu trebuie să urmezi această idee tu ca producător și să aduni resursele de la resursele creative încă o dată, adică ce înseamnă distribuția filmului, cine sunt actorii, cum sunt ei... Ce colaboratori, sigur că aici e un dialog permanent, cine e operatorul, cine e scenograful, cine se potrivește pentru filmul ăsta de actualitate, în, nu știu, high-class franțuzesc sau uh, într-un film de epocă. Cine sunt șefii de departamente cei mai potriviți pentru costume, pentru scenografie? Ce tip de imagine vrem să folosim? Cine e operatorul, directorul de imagine care a lucrat mai mult în zona asta? Vrem un montaj mai clasic, mai tehnic, vrem un, un montaj mai îndrăzneț și atunci toate lucrurile astea se discută și toate lucrurile astea se pun la oaltă de, de către producător, în același fel în care tot producătorul, în sarcina producătorului, cade responsabilitatea de a aduna banii și de a da socoteală pentru cum s-au cheltuit banii. Aici uh, regizorul, autorul, demiurgul, creatorul uh, care, pe care îl vedeți într-adevăr pe toate primele pagini și uh, la care se face referință când se vorbește despre un mare succes, uh, el nu mai are responsabilitățile astea, la ce se întâmplă după, la cum s-au cheltuit, la uh, cum s-au cheltuit scriptii ce, ce socoteală dai pentru că sunt bani publici sau bă, chiar unui investitor privat, tu trebuie să-i să demonstrezi că i-ai cheltuit pentru film și că i-ai cheltuit în modul cel mai bun pentru film, cel mai eficient adică e, e o meserie foarte complexă uh, care presupune și uh, entuziasm da, și picioarele bine înfipte în pământ sunt responsabilități foarte mari, e o meserie în care ai nevoie de foarte multă diplomație. Câteodată de-a dreptul terapeut în a regla relații. Pentru că sunt personalități și Sunt personalități și puternice, sunt situații uh, limită sunt situații neprevăzute în care trebuie să reacționezi rapid și să, să iei hotărâri. E o meserie foarte frumoasă, dar nu e o meserie ușoară și nici boemă. <laughs> Deloc, e o meserie foarte... Există o rețetă pentru premii internaționale ale firmelor românești? Nu ați găsit-o sau aveți o... Nu, nu există o rețetă pentru premii... Semnificative, mă rog. Alta decât munca și înțelegerea sau bă, nici nu știu cum să spun îmbrățișarea ideii care care stă la baza produsului ăluia. Pentru că dacă tu faci un produs în care crezi parțial și nu ești convins de forța, de capacitatea, de de de, uh, de puterea lucrului ăluia, dacă nu și aici iarăși uh, sunt creatori care spun, bun, nu contează cine e producătorul, el e un executant acolo, învârte niște hârtii și adună niște bani publici. Eu nu cred că e așa. Cred că e foarte important parteneriatul ăsta între cineast și uh, producător, între autor și producător. Pentru că în momentul în care îl înțelegi, și ești capabil să duci mai departe uh, discursul, argumentația. Uh, Altfel aduni resursele și altfel um, păstorești copilul ăsta, care e filmul, când începe să, să se miște în lume. Ați intuit că anume filmele dumneavoastră care au avut cel mai mult succes la jurii, um, acelea vor fi sau dumneavoastră ați fi mers pe altele și câteodată și o mică loterie în ce place juriului? Nu, ști, am, am știut că sunt filme foarte bune N-am visat niciodată să aibă un... Adică, e un fel de loterie? Sigur că da, pentru că depinde de foarte mulți factori. Sunt filme foarte bune la, pe care, pe care le-am făcut sau filme care știu că au o valoare și care rezistă în timp și așa, care n-au avut noroc, de exemplu. Uh, e unul din filmele mele de suflet uh, care a avut un parcurs corect, dar nu senzațional și pe care l-am revăzut de curând, se cheamă Felicia înainte de toate. Este un film regizat de Răzvan Rădulescu și uh, Melisa de Raf. E un film care pentru mine e, e unul din cele mai dragi filme ale mele și nu e un film care a rupt. Sigur, are și el premiile lui, s-a plimbat în jurul lumii, rezistă, intră deja în retrospectivă, dar nu e... Nu, cred că rețeta e să, să crezi în ce faci și să, să faci cât poți de bine ceea ce faci. Revin la chestia asta că nu e... Sigur că ieși un pic de intuiție, nu, aș fi ipocrită să spun altfel, dar... Contează foarte mult cum îți alegi oamenii, cum știu ei să-ți livreze ție în primă fază motivația și uh, viziunea pe care o au asupra filmului. Și atunci dacă tu, tu te potrivești în, în idealul lor, atunci lucrurile au mult mai multe șanse să, să reușească. Am ajuns la finalul acestui interviu. Din păcate, timpul e pe final, dar vreau să vă întreb așa, foarte scurt, într-un minut. Unde vedeți filmul românesc acum? Uh, mi se pare că e, e un moment uh, foarte interesant de, în, în istoria filmului românesc. Uh, în sensul că această diversificare a ofertei e un lucru sănătos. Uh, mi se pare că e important că uh, filmele comerciale, filmele de divertisment au readus public românesc la film românesc în săli. Sigur că e încă de lucru, sigur că e de lucru și în partea cealaltă, în, în, în propunerile artistice, să spunem, sau de, 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 de film de autor, în care și acolo se diversifică lucrurile mult mai tare și acolo încep să apară lucruri care, deși sunt inovatoare uh, și pun probleme importante, se, se uită mult mai atent către public și cum să ajungă mai, uh, mai mult acolo. Mă bucur foarte tare de numărul tot mai mare de femei. Uh, Uh, regizor, de, și nu numai regizor, de femei operator, de femei uh, scenograf, de, de femei în, în toată industria cinematografică care, cum ziceam, era mult mai mult o lume a bărbaților uh, și în România atunci când am început să fac meseria asta. Um, și mi se pare că, una peste alta, în, cel puțin în ceea ce privește producția, viitorul sună bine pentru filmul românesc. Că rămânem cu această concluzie. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și pentru accesul în istoria dumneavoastră profesională și mulțumesc. Uh, cred că este așa inspirațional pentru... Mulțumesc cei foarte mult! Și pentru cei care aspiră, poate, la această industrie sau să vă calce pe urme. Pe urme. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați-vă, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să rămâneți atât de noi pe canal 33 pe curent.